O să fiu spontană. Da. Și o să zic așa, pe primele două locuri sunt Laurențiu și Cătălin. Laurențiu e mai apropiat de vârstă și e serios, are o familie și oarecum probabil de cele mai multe ori gândim la fel noi ca și cupluri. Ne dorim cam același lucru, e un băiat liniștit. Nu, așa. Cătălin că e foarte amuzant și probabil nu m-aș plictisi pe insulă, ar cânta și ar fi voie bună la fel și un băiat serios la locul lui. Și locul 3... Ricardo. Da. Cică top 3 din 4. Și locul 3, Ricardo, la fel, un băiat serios, are o relație de lungă durată, e și haios. Toți trei sunt mișto, dar al meu e cel mai bun. Și de ce n-am ales pe alții? Pe cine a mai rămas? Cristi. Mi-inspiră așa, mai mult teamă, e mult prea mare, e cu armata, cu mie mi-e mai frică, eu sunt mai... Lui trebuie să teroriști. Da, el ar merge acolo și ar omorâ pe toată lumea și când ar mai avea pe cine omorâ, probabil mă omorâ și pe mine. Glumesc. Da, cam asta a fost topul meu. Hai să-l zic și eu pe al meu. Hai, zi. Hai. Păi... Pe primul loc ar fi Monica. Da. De ce? Pentru că o văd, cum să zic eu, e clar că eu nu aș vrea să fiu cu ea acolo și nici n-aș avea nevoie de cineva care să-mi toace creierii, să-mi vorbească în continuu, să da, ce-ar fi. Și pe ea o văd potrivită că și-ar vede de treabă, probabil ar căuta să mă macheze din spate, eu știu ce ar vrea să fac. Așa. Pe locul 2, Oana, evident, pentru că e cam același calapod cu Monica și e și foarte maleabilă, sau cel puțin așa o văd eu. Pe locul 3, aici bătaia e strânsă. Lasă-mă să ghicesc. Nu vrei să o alegi pe Carmen că e geloasă și că probabil te-ar toca și ție, nu-ți place genul ăsta. Dar și Georgiana și Mădălina tot. Bă, da, e foarte greu. Mi-e foarte greu să aleg între ele două. Pentru că Mădălina e titirez. Adică nu stă locului. Dar Carmen nu-i stă gura locului, cum ar veni. Nu știu. Da, cam asta e. Deși, cam asta e. Da, eu aș zis Ricardo locul 3 și pentru că e mai mic de ani, probabil. Asta nu l-am luat în calcul mai sus, ca să zic așa. Dar e tot așa, un băiat liniștit la locul lui. Eu n-am ținut cont de vârstă pentru că nu mă duc să mă însor pe insulă. Sincer, eu i-aș pune pe toți trei cam pe același loc, dacă mă întrebați. A fost simplu. Adică eu am zis, pentru mine pe același loc Laurențiu și Cătălin. Dacă ar fi să-i clasez, aș pune ok, Laurențiu și Cătălin probabil din punct de vedere al căsniciei lor și ca o familie și că mă atrage treaba asta. Cătălin că e foarte amuzant și ne înțelegem foarte bine. Și pe locul de foame 3... mai umpli mațul, știți cum e și curățul. Și am zis pe locul 3 Ricardo, doar pe 3 doar pentru că e mai mic de ani, dar nu cred că m-ar deranja. Mi-a fost greu să fac 1, 2 și 3, aș fi vrut să-i pun pe toți pe același loc. Bun. Iar eu de vineri până astăzi m-am răzgândit deja de 4 ori. Nu este un secret faptul că mă răzgândesc des. Am spus pe primul loc Monica, da. Și pe locul 2 Oana. Ulterior le-am inversat pentru că după o discuție nu foarte lungă cu Rica, mi-a spus că am catalogat-o greșit pe Monica.
Nu este chiar așa tăcută într-o relație. V-ați făcut o impresie bună dacă de puțin timp venită în concurs Monica a fost la tine în topul favorit. E o fată foarte drăguță. O fată liniștită, bun simț. Așa. Așa că îl voi face chiar acum în direct topul. Te rog, topul. Pe primul loc Oana, pe locul 2 Monica și 3 nu există. Îmi pare rău. Da, pentru că pe 3 eram eu. Nu. Mi-am auzit numele acolo. Nu, a zis că pe 3 este foarte greu să aleagă. Eu mi-am auzit numele, în fine, mai bine că nu m-ai ales. Sincer, te-am ales, dar îmi pare rău și acum. Aia e. Nu, dacă ai stat să asculti, ai înțeles ce ți-ai auzit numele. Și Carmen și tu ați. Păi zis că e greu să aleagă pe Carmen pentru că este geloasă. Și el nu suportă așa ceva, asta e clar. Și pe ea este ca un titiresc și e și mai greu de atât. Foarte bine. Doamna Bianca, pot să vă întreb ceva? Adică nu mă simt în vreun fel prost că n-am făcut parte din top, dar doar eu am înțeles că e vorba de supraviețuire pe insulă pustie și nu de o companie. Păi da, eu am zis de ce nu l-am ales pe Cristi. Eu nu te-am auzit, nu e nevoie să spui. Am zis că el este mai fioros, e mare, așa mi-mi inspiră teamă. Păi și singură și pe acolo insulă, ce ai nevoie? Ar omorâ pe toată lumea și dacă n-ar mai găsi pe cine, m-ar omorâ și pe mine. Deci clar nu am nevoie. Cristi, întrebările, nu am făcut eu topul. Asta zic, eu m-am gândit asta. Voi l-ați făcut, deci pe mine nu mă întreba de ce Edita a ales așa. Păi și, să știi că, nu trebuie să mă ceri. Supraviețuiești mai bine dacă ai o companie plăcută. Asta zic, eu nu m-am referit la, vai, o iau pe Oana că e superbă și pe Carmen că mănâncă mult și sigur caută de mâncare în locul meu și pe Monica. Nu m-aș vedea supraviețuind cu tine, e simplu. Da, ok, nu mă deranja asta. Am avut impresia doar că după ce am auzit la tine, nu știu, dar restul, doar eu am înțeles că trebuie să iau pe cineva din partea feminină care să mă ajute să supraviețuiesc acolo sau cu care așa să am supraviețuiesc. Înțeles eu, așa am nu să... cu care să leg prietenii sau mai eu știu am să înțeles că dacă m-aș duce pe o insulă pustie, iau pe cineva care mi este drag. Normal, da, din competiție. Da, da. Exact. Nu pe cineva să mă aperi. Mai bine când stai că mă duc singur, nu vreau să... Dacă nu ai stres în plus, supraviețuiești mai bine. Spre exemplu, cu Carmen, dacă m-ar prinde un trip de canibali, m-ar mânca și ar fi geloasă de ce l-ați mâncat pe el. Am dat un exemplu. Ali, îmi place că la tine îmi place un lucru. Dacă nu există absența al treilea în top, el nu-l spune. Adică... De ce să mințim poporul cu televizor? Bun. Dacă tot... Madalina, în topul tău, acum că te-ai răsucit și tu și că aveți păreri de voi, este strict problema voastră. Știu că în topul tău l-ai ales și pe Ali. Așa e? A fost, s-a întâmplat. Dar pe ce criterii, doamne? Dar pe ce criterii? Sunt foarte curioasă.